Sunt colegi nu numai de clasă, dar și de scenă. Nu sunt profesioniști, dar nici începători nu pot fi numiți. La Moldova Are Talent au venit cu un scop nobil. There is a house built out of stone. Salut, cum vă numiți? Mă numesc Cristina. Mă numesc Ion. Așa, și ați venit să faceți ceva frumos. Un dans liric pe care l-am intitulat Între cer și pământ. Foarte frumos, domnul Mihai are multe întrebări, dar prin mine. A întrebat cum v-ați unit pentru acest dans. Suntem colegi de clasă, colegi de bancă și parteneri de dans. Bravo. Ok, succes! Doamne, dacă mi-ești prieten, nu mai otrăvi ursita. Dă-i în scris poruncă morții să-mi ia calul, nu iubita. Superb, Ion și Cristina, atât de sincer, atât de frumos am simțit dragostea voastră, un moment emoționant. Pe mine m-ați cucerit. Eu în sfârșit am văzut o prezentare ca lumea. Un dans foarte pasional. Unicul lucru vreau să te întreb, Ion, chiar trebuie iau pastilele alea să le ai cu tine? Era de fapt un accesoriu necesar pentru a face dansul mai amplu, mai puternic. Cu cine mai puternic. Acest dans? E un coreograf în spatele acestui dans? E profesoara noastră de dansuri, doamna Natalia Lupu. Bună, doamna Natalia, felicitări! Doamna,
Doamna Lupă, vreau să vă spun că ați reușit să transmiteți prin acești tineri o emoție deosebită. Felicitări! Băți, eu, mie mi-e greu să vorbesc. M-ați amuțit. Bravi! Mulțumim frumos! Uitându-mă la voi cât de frumoși sunteți, tineri, talentați. Eu vreau să văd mult mai mult, pentru că mi-a plăcut azi foarte mult, vreau să văd mai mult în etapa următoare. Eu vă zic da. Dacă mă invită la nunta lor, le spun da. Și din partea mea un da mare, mare, mare. Mulțumim frumos! Felicitări, mergeți în etapa următoare. Succes!